După două remize consecutive în această ediție de campionat, FC Zalău a obținut prima victorie a sezonului în urma victoriei cu Sănătatea Cluj pe teren propriu, scor 3-0. Cu gânduri mari de promovare pentru anul viitor, FC Zalău a avut un început ezitant de sezon, acumulând doar două puncte după cele două remize cu Unirea Târlungeni și Unirea Ungheni din primele etape. Zalăuani au rupt ghinionul în etapa a treia după ce au luat o serioasă gură de oxigen în urma victoriei categorice cu Sănătatea Servicii Publice Cluj de vineri de la Zalău. Echipa sălăjană a început meciul cu accelerația apăsată și în minutul 10 conducea deja cu 1-0 prin reușita lui Marius Ștefoi. După un sfert de oră, diferența de pe tabelă s-a dublat, Gigi Gorga marcând pentru 2-0. Virușii verzi puteau reduce din diferență până la pauză, însă transversala s-a opus golului echipei clujene. Scorul final a fost stabilit de Marian Ignat în ultimul minut, acesta asigurând victoria la scor de neprezentare pentru FC Zalău, echipă fără înfrângere în acest sezon. Etapa viitoare, zălăuanii se vor deplasa la Odorheiu Secuiesc pentru meciul din runda a patra a ligii a treia.